ziua. Bună ziua. Vreau la comisia. La comisia pentru adunări publice. Vreau. Pe partea cealaltă se face accesul. Eu n-am lista aici, toată lista e pe latura aia. Dar nu era aici altă dată? Nu, pe acolo s-a făcut mereu. Ok, bine. Unde scrie? Ați mai fost dat, mai fost, nu? Cristi, dar cu domnul și cu domnul la poliția, vă rog, vă spun că la vă spate. Vă rog. Domnul, nu s-a venit, sunt afară. Haideți cu mine, să vă rog. Sunt afară. Atunci, da, mergeți cu domnul. Bine. Mersi frumos. Vă conduce la mulțumesc. Eu o dau prin informare la voi. Nu. Bună ziua. Bună ziua. De la Partidul Verde pentru adunare de sâmbătă. Am luat loc, deci trebuia să ne dați și nou, că am încercat să dați un reply acolo la confirmat, la invitație. Pare rău. Domnule Brega? Da. Dumneavoastră sunteți cetățean român? Sunt ființă umană cu drepturi fundamentale. Dreptul la protest e pentru oricine, inclusiv apatrizi. Câte persoane? 10-15 maxim. Facem protocolul în numele dumneavoastră? Cum vreți, dacă sunt și trebuie semnat, atunci în numele meu, da. Cum, scuze, cum era bancul ăla? Ăla de acesta pe bancul De la ce oră? De la 10. După aia la 10 jumate pornim în marș, la 11 ajungem la ambasadă și stăm până la 12. De ce? Trebuie să ne deplasăm până la ambasadă, nu? Individual, dar nu putem aviza marșul, datorită pandemiei. Unde scrie? În legislația care se aplică pe starea de alertă. Deci, așa. Individual vă puteți deplasa, dar nu ne organizăm. Maxim așa, deplasare, maxim 6 persoane. Da. O să mergem 6 câte 6. Da. Bine. 6, 4, 6. Bine. Oricum o să păstrăm distanța și când stăm pe loc și când ne deplasăm. Da, dar nu putem prevedea un protocol marș. Da. Oricum o să ne mutăm dintr-un loc în altul, de la guvern la ambasadă. În mod individual sau în grup de maxim 6 persoane. Ok, da. Am înțeles. Dar ei suntem mai mult de 6. Dar nu ne deplasăm. Dar stăm grămadă. Și la distanță mai mică de 1 metru. Și spațiu închis. Păi și acolo o să avem măști. Și lozinci. Toți suntem testați, iar unii dintre noi chiar am făcut boală. Cu atât mai grav. De ce e cu atât mai grav? Puteți repeta? Pentru că organismele deja au început să producă anticorpi. Pentru câteva luni, după care din nou și mai grav. După care intervine o vaccinare. Vorbim de lege. Păi, exact de lege vorbim. Și nu ne-am dus aproape. Ah, nu. Dacă nu am fi ținut comisia pe motivele pe care le invocam dumneavoastră, s-ar fi creat nemulțumit că nu se avizează evenimentul. Dar nu avem nevoie de avizare. Noi am notificat și ieșim la protest. Orice protest, dacă e pașnic, e legal, conform standardelor europene. Pentru că m-ați chemat. Eu n-aș fi venit, aș fi ieșit sâmbătă la protest. Nu m-am gândit că poate mai este o altă acțiune, poate trebuie negociat locul, chestia. Iată, am aflat chestia cu deplasarea. Bun, dar nu știu de ce ați venit atâția oameni. Suntem 15 în locul ăsta, e cam mult. Da, dar n-avem numai de dumneavoastră. Am înțeles.
la sediul ambasadei Ucraina, da? Da. Bulevardul Aviatorilor 24, parcă am văzut pe hartă că scrie. La ambasadă, unde? În fața porții, pe trotuar. Cum să nu? Poate mă trimiteți la alta ambasadă, să creadă că pichetăm pe ei. La ambasada Moldovei, nu? Noi vrem să apărăm Moldova și mă trimiteți peste drum sau unde? Nu, am cerut la Ucraina. Exact, și deci vrem în fața ambasadei Ucraina. În față nu putem să vă dăm. De ce? Dacă nu puteți. Să fie teme ilegal, că altfel așa, doar dacă e moft, că nu vreți, că nu-i tradiția, că nu s-a protestat pe timpul lui Ceaușescu. Nu e vorba de asta. Stați să vedeți ce zice și colegul de la jandarmi, să nu încălcăm prevederile articolului 2 din legea 60, adică perturbarea instituției. Cum s-o perturbarea? Sâmbătă dimineață. Poate au cale de acces, de intrare-ieșire. Păi noi nu blocăm calea de acces, noi stăm pe trotuarul de vis-a-vis. Păi... Una e trotuarul de vis-a-vis, una e în fața ambasadei. Păi nu stăm la poartă, n-am vedeți. Oricum nu ne vede nimeni sâmbătă. O să-i transmită paznicul. Ați văzut cum ați întors vorbele? Păi. Haideți să interpretăm, dar ce înseamnă în fața ambasadei? Ea are un gard de 50 de metri. Păi asta și măcar vrem... undeva, la colțul gardului asta să stăm. Asta e, dânga dreapta față de intrarea în instituție. Asta ok, am înțeles. Cu exactitate de un metru. Bun, la median, tot o jumătate de oră. Maxim până la 30 sau până la 12. Dacă întârziem la 12, da, până la 12, da. E trotuar, un hectar acolo de trotuar. E o bandă de circulație și o bandă de circulație. Trotuarul referent în locatul de aviatorii. A zis pe trotuarul de vizavi. Da, dar să nu ne trimiteți peste drum de Bulevardul Aviatorilor. Pe aceeași parte cu ambasada. Da, am înțeles. Așa. Așa da. Așa da. Fost și am și protestat. Ce credeți că v-ar trimite? Am mai văzut cazuri. Când protestezi la guvern, te trimit la Muzeul Antipa. Sau vrei să protestezi la primăria București, te trimit pe malul Dâmboviței. Păi n-a fost cazuri? Sau era tot timpul? Sau era tot timpul ocupat? Nu era pe Splai înainte, atunci și până. Când era primăria pe Splai. Păi și unde ar fi trebuit să le știi? Păi și unde? Pe trotuarul ăla de lângă. Fața mă? Să poate și la doua centrală și la doua medie și la Antipa. Unde? Unde? Guvern, lângă guvern, da. Minunat. Deci, 11-12, adunare publică în Piața Victoriei, alveola media delimitate de Bulevardul Aviatorilor, Parcul Chitelești, Șoseaua Chitelești. Între orele 12-13, adunare publică pe trotuarul de vis-a-vis de pe trotuarul. Dar zis 11-12 la prima etapă, e 10-11. Ne adunăm la 10, în alveola care a zis, în fața guvernului, de la 11 la ambasadă. La guvern de la cât? De la 10 la 11. Sau 10 jumate și pornim. Când? Depinde dacă nu plouă, nu ninge. Dacă... Și de la ambasadă? De la 11. 11 la... 12. 12?
bon de ambele exemplare. Da. Mâine o să vă spune colega dacă... Dacă este semnat de la primar, vă sun să veniți să ridicați un exemplar sus, în colțul din stânga. Sau un vizită pe mail. Pentru să nu mai fie atâta vânzolele. Da, mai bine e-mail ca să nu riscăm cu sănătatea noastră și a dumneavoastră. Nume, prenume. Semnătură și număr de telefon. Așa facem. Așa și după aceea să scoți că ai trimis pe mail și păi da. Da. Cum ai dovadă că păi că l-ai trimit. Exemplar. Cum a venit și domnul astăzi. Și exemplarul ăsta, vă rog. A, da. Asta e tot. După ce semnați de primar, după voi și... Ia, hai. Ok. După ce ați semnat și o să vă dau pe mail, îi scanez și pe dau pe mail și când puteți veni și ridicați pe fizic. Dar pot să știu cu cine am vorbit aici? Primăria Capitalei. Ok. A zis că aveți jandarmi, toată lumea e în civil, nimeni cu e cu son, care e jandarm? Ei, cum știu, dă să prezinte. Ce doriți să știți la jandarmerie? M-am lămurit. O zi bună. Bine, la revedere. Aveți bine fotografia pe aici. Unde scrie? Dacă sunteți jandarm, ar trebui să știți legea. Dacă sunteți jandarm, ar trebui să invocați o lege. Comisie, Nicușor Dan nu s-a schimbat cam nimic de pe timpul Gabrielei Firea. Tot atitudine arogantă, tot niciun funcționar nu se prezintă. Stau 15, 14 grămadă, cu mine eram 15. Mi-a cerut buletinul, a pus mâna pe el. Niciunul n-are cu son. Na, aici nu mai ghidează nimeni și o să-mi blocuș prin Primăria București ca disperat o caut ieșirea. Frumoasă clădire, e prima dată când intru aici. N-aveți voie să filmați în instituții publică, a zis un jandarm care era în haine civile. Și s-a compromis. De unde se iese oare? Mersi, mersi. A, da, scrie exit acolo. Aceeași mărie cu altă pălărie avem la primărie. Am plecat. Halal și rușine. Administrație locală.